Recomandarea asta am primit-o de la voi. Nu am crezut că voi investi vreodată în așa ceva. Dacă nu știați, cei de la DJI, care sunt o firmă destul de mare în ceea ce ține de video, cum ar fi drone și stabilizatoare pentru camere, cam pentru asta sunt cunoscuți, au creat o dronă mică. Și este mică din două puncte de vedere. Este o dronă teoretic mai de buget, capabilă să facă lucruri de drone mari, dar teoretic este o jucărie, și mică din punct de vedere al dimensiunilor, pentru că în primul rând are doar 249 de grame. Mereu m-a pasionat drone. Mereu mi-am dorit să am una. Majoritatea sunt foarte scumpe, vorbim aici de 10 de milioane, 40, 50, 60, de Mavic Pro sau Phantom-ul, sunt de la 50 în sus, dacă nu mă înșel, oricum se învârt în jurul unor sume imense, milioane, mă rog, 5.000, 6.000 de lei, ca să vorbim în lei noi. Dar în fața mea am o dronă de 2.000 de lei. Este o dronă pentru care eu sunt al năibii de curios să o văd. Să o văd cum funcționează, să văd ce este în pachet în primul rând și apoi să facem o grămadă de teste, să o folosesc în clipurile mele și o să fie interesant, atât de interesant. O să avem și tutoriale despre cum să folosești drona, o să avem și tutoriale despre cum poți filma cinematic cu drona. Vai câte urmează să vină! Hai să vedem odată ce este în pachet pentru că deja arată absolut incredibil. În primul rând, pe una dintre fețe putem vedea scris mare Mavic Mini, The Everyday Fly Cam, putem vedea o imagine cu drona, putem vedea o imagine cu controllerul și un telefon atașat logo DJI și Ultra Light 249 de grame. Dacă vă întrebați de ce fix numărul ăsta, de ce fix 249 de grame, este pentru că în Canada, de exemplu, dacă nu mă înșel, legea spune că o dronă peste 250 de grame trebuie înregistrată în asociația aeronautică la ei acolo, pentru a putea pilota o dronă. Pe cealaltă parte putem vedea tot logo-ul Mavic Mini și o poză doar cu drona mai de aproape. Pe una dintre laturi putem vedea că este compatibil cu iMovie și Final Cut Pro X. Eu nu folosesc niciuna dintre astea două, eu folosesc Premiere Pro de la Adobe, dar sunt convins că mă pot descurca. Made for iPhone. Deci, drona este concepută, softul dronei și softul de compatibilitate probabil sunt concepute pentru iPhone. Pe o altă latură putem vedea 249 de grame, putem vedea 30 de minute max flight time, deci ea poate zbura până la 30 minute, cu toate că din câte am văzut ea poate ajunge undeva până la 25 de minute, totuși este foarte mult. Poate ajunge până la 4 km distanță și are transmisie video HD. Avem apoi Vision Sensor și GPS Precision Hover, deci are câțiva senzori acolo care ajută la plasarea în spațiu și te ajută pe tine să o controlezi mai bine, să o pilotezi. Avem un gimbal pe 3 axe plus o cameră 2,7K. Nu înregistrează 4K și nici nu ne putem aștepta să registreze 4K pentru că este o dronă atât de mică și bitrate-ul probabil în sistemul ei, modalitatea în care este concepută, bitrate-ul nu poate ajunge până la o transmisie și să registreze 4K, dar 2,7K, ceea ce este mult mai mult decât Full HD, este super super ok. Ok, deci înțeleg că așa, ăsta este susul. Bă, v-am mai zis cât de mult îmi place tehnologia, cât de mult îmi plac tot felul de gadget-uri și cât de mândru sunt că fac asta și că am ajuns în punctul ăsta în care să pot pune mâna pe ele, să mă bucur de ele, să le folosesc. Este incredibil. Avem aici drona. În partea stângă avem drona în sine. Hai să o lăsăm puțin deoparte. În partea dreaptă avem controller. Deci ăsta, practic ăsta este controllerul pe care noi îl folosim ca să pilotăm drona. Ca o manetă, ca un joystick de PlayStation sau de Xbox. Aici mai avem o mică cutiuță și niște instrucțiuni probabil de folosire. Da, aici avem Quick Start Guide, ce este in the box, etc, etc. Hai să le luăm în detaliu. În primul rând o să încep cu cutia asta mică. Hai să vedem ce găsim în ea. Avem un cablu aparent, un cablu micro USB alb. Apoi avem o șurubelniță, ok, și în partea asta altă pot să ghicesc că sunt elicile, da, în partea asta altă avem elici, avem, ne oferă elici de schimb, ceea ce este super, super ok. Oh, stai că mai sunt chestii aici. În următoarea punguță avem butoanele pentru joystick, acum nu știu dacă astea sunt cele originale sau sunt cele care pot fi înlocuite, pentru că veți vedea, butoanele sunt separate, adică ele se montează, se înfiletează pe controller. Și în ultima pungă avem niște cabluri. Cablurile astea te ajută să-ți conectezi telefonul la controller, pentru că tu așa pilotezi drona. Tot ce vede drona este transmisie directă pe telefon și trebuie să-ți conectezi cumva telefonul la controller.
Aici avem controlul, care este super interesant. Eu cel puțin nu am mai avut, în afară de un controller de PlayStation sau de Xbox în mână, eu nu am mai avut așa ceva. Aici avem antenele. Antenele astea ajută foarte mult cadrona să comunice cu controllerul. Apoi, în partea de jos, avem brațele care vor susține telefonul în cele din urmă. Adică aici va fi plasat telefonul. Asta va fi poziția de folosire a unei drone, a unui controller de dronă. Cam așa va fi ținut și aici în mijloc va veni telefonul. Brațele astea sunt destul de ajustabile, adică sper să încapă telefonul meu aici. Apoi în partea de jos unde aveam brațele pentru susținerea telefonului sunt ascunse mici chestii ca cele de mai devreme, cele pe care le-am scos din punguță. Sunt joystick-uri practic, astea trebuie înfiletate. Și bam, gata. Ăsta este un joystick de acum. Ăsta va fi folosit pentru pilotarea dronei. În stânga sus a controllerului avem un buton cu un H pe el. În momentul în care drona se ridică de la sol, ea își memorează poziția GPS de unde a plecat. Iar în momentul în care este pilotată mai departe, nu știu, într-o oricare altă zonă și se apăsa butonul ăsta cu H, ea se întoarce la poziția inițială de unde a plecat. Ea își reține GPS-ul, ea își ține coordonatele de unde a plecat și ea vine singurică. Aici avem butonul de power în dreapta sus. Pe spatele controllerului avem în stânga o rotiță. Rotița asta ajustează unghiul de vizualizare al camerei, mai în jos sau mai în sus, avem un buton roșu de record, evident, este de obicei cunoscut după punctul ăsta roșu, și în dreapta avem un buton de foto, să fac o fotografie. Ok, controlul este destul de simplu și ușor de folosit, deocamdată. Și am ajuns la dronă, drona pe care de-abia aștept să o încerc. Aici avem un plastic care ține elicile, aici mai avem încă un plastic care ține capacul pentru gimbal și cam atât de mare este un DJI Mavic Mini. Acum hai să facem o comparație de dimensiuni cu telefonul meu. Este fix la fel de mare, sau mă rog, la fel de mică, poate chiar puțin mai mică decât un iPhone 11 Pro Max. Despre ce vorbim? Este atât de ușor de purtat, de cărat, de luat în ghiozdan. Stați, că nu e chiar așa. Ideea este că sunt... Despre drona asta sunt chestii și pro și contra. M-am grăbit puțin, m-am pripit, pentru că, bă, eram super entuziasmat. Fiind serios, e o dronă, e super, super faină și chiar este, pentru că am și testat-o un pic între timp. Asta este pentru Alin din trecut. Bun, hai să vedem exact ce mai are în plus și ce mai are în minus drona asta. În primul rând, drona nu are mai multe baterii. Într-adevăr, există combo pack-uri, există kit-uri mai mari care conțin și 3 baterii în plus și un încărcător fast charge și un slot unde poți să ții toate bateriile ale suplimentare, dar asta, pachetul clasic, nu vine cu baterii suplimentare și asta înseamnă că odată ce ai scos drona de la încărcat, poți să zbori cu ea doar 30 de minute. Adică atât scrie pe pachet. În schimb, de fapt, sunt undeva la vreo 25 de minute adevărate de zbor. Ideea este că dacă vrei să nu îți moară drona pe drum, dacă pleci undeva, n-ai unde să o încarci teoretic, adică nu ai ce să faci, ai zbura cu ea maxim 25 minute, chiar dacă, na, adunat, adică zbori aici 5 minute, mai încolo alte 10 minute, dar dacă tu vrei să zbori mai mult de atât cu drona, ai nevoie de o baterie externă și eu mi-am luat una, chiar m-am pregătit pentru chestia asta, am luat o baterie de 13.000 de mAh, foarte ieftină, 70 de lei cred că am dat pe ea, găsiți link în descriere pentru bateria asta externă. Este o baterie super, super interesantă și sper să-și facă treaba. Controllerul pe care îl folosim pentru a dirija, pentru a controla și a pilota drona are și el baterie, așa că ar fi bine că înainte să pleci undeva să te asiguri că ai baterie full la amândouă. Sau dacă nu ai baterie full, să te asiguri că bateria ta externă este destul de mare cât să le încarce pe amândouă. Camera dronei vine înconjurat de o carcasă de plastic. Ar fi bine să te asiguri că ai dat asta jos înainte să pilotezi drona, pentru că, într-adevăr, și aplicația îți oferă notificarea, dar odată ce drona este în aer, până o aduci la sol înapoi, până îi scoți asta, până o ridici înapoi în aer, îți consumă baterie și chiar nu are rost. Așa că fii atent pentru bucățica asta de plastic care acoperă gimbalul. Nu poți să miști camera. El într-adevăr filmează, doar că nici plasticul ăsta nu este de cea mai bună calitate, este puțin opac, are o culoare puțin mai închisă și s-ar putea să afecteze filmarea. Eu am testat-o puțin până acum și este foarte, foarte ușor de pilotat, dar înainte să ieșiți cu ea afară, înainte să o scoateți într-un mediu puțin mai agresiv, mediul de afară, care poate fi cu vânt, cu copaci, cu ploaie, cu... Bine, nici în oricaz nu scoateți pe ploaie, pentru că nu este waterproof, deci atenție, drona nu este waterproof. Adică nu încercați să zburați cu un Mavic Mini prin ploaie sau pe o mezeală, pentru că cam asta este, acolo s-a terminat. Bun, dar înainte să o scoateți într-un mediu mai agresiv, unde este vânt și poate un teren... Că nu mergi cu ea pe teren, adică zboară.
ar fi bine mai întâi să învățați să pilotați o dronă. Și pentru asta există o aplicație, o găsiți pe Steam, este și pe Windows și pe Mac, costă cam $5, se numește FPV Freerider. Este o aplicație super faină, eu am folosit-o, am controlat-o cu un controller de PlayStation 4, deci poți să-ți conectezi un controller de PlayStation 4 sau de Xbox la laptopul, PC-ul tău dacă are Bluetooth și îți poți folosi controllerul ăla pentru a pilota drona și este super mega asemănător cu realitate, deci vă recomand înainte să învățați, înainte să scoateți drona afară și să riscați să o pierdeți sau să o bușiți de ceva, învățați mai întâi pe PC. Este un sfat, este ceva, un pont de la mine ăsta. În cutie nu am găsit un manual de instrucțiuni detaliat cum se pilotează, cum funcționează. Am găsit doar un start guide, adică cum pornești drona, cum pornești controllerul, cum se conectează, de unde descarcă aplicația și cam atât. Adică, ok, bun, și de acum ce fac, cum o ridic în aer. Bun. Ideea este că odată ce ați instalat aplicația, în aplicație veți găsi tutoriale video care sunt super mega ușoare de văzut, de urmărit și vă învață exact cum puteți pilota drona și mai mult de atât nici nu aveți nevoie. Plus că nu trebuie să te bazezi pe cum este setat by default controllerul să pilotezi drona. Eu chiar mi-am modificat controlele de pe joystick ca să pot să pilotez așa cum vreau eu, cum cred eu că mi-este mai ușor. Pentru că dacă ai jucat jocuri pe PC sau te-ai jucat vreodată cu un controller, asta este super ușor de pilotat. Dar încă o dată trebuie să vă învățați să înțelegeți cum funcționează viteza unei drone, cum funcționează altitudinea, pentru că e un preț aici, vorbim de un preț și nu prea îți vine așa să te arunci cu ea peste tot și apoi nu știu, na, se strică, se obușește de ceva și gata, acolo s-a terminat. Și poți o cari cu tine fără să simți măcar că ai drona asta. Cred că controllerul, tot cu telefonul, cântărește mai mult și este mai mare decât drona în sine. Asta este un plus absolut extraordinar. Acum, în ceea ce privește cum filmează și într-adevăr cum funcționează, cum se pilotează, poate tips and tricks și așa, o să vă ofer în alte clipuri, pentru că vreau să învăț și eu, vreau să învăț cum se pilotează ca să vin la voi cu niște date concrete, cu niște clipuri faine, să vă arăt exact ce puteți scoate dintr-o asemenea dronă care filmează 2,7K, adică nu este o rezoluție super bună, face și fotografii, are și câteva setări și vreau să vin cu ceva ce chiar merită văzut și merită ascultat. Așa că până în momentul de față, ăsta a fost doar unboxing-ul. Am oferit și câteva detalii în plus pentru că a trecut și o perioadă de când am luat-o, de când am filmat eu prima parte a clipului până în momentul ăsta în care filmez partea a doua și vreau în continuare să mai ofer un clip sau poate două, cine știe. Ideea este, oricum, în următoarele zile vor mai urma niște clipuri în care voi face și birol cu drona și dacă ăla iese bine și veți fi curioși despre cum am făcut eu acel birol și cum am filmat cu drona asta, atunci sunt maxim de nerăbdător să fac următoarele clipuri în care să vă explic. Bun, și acum, ce poate urma pentru un asemenea produs? Vă mulțumesc foarte mult că ați fost până aici cu mine, eu sunt Alin Zvâncă și ne vedem în clipurile următoare. Nu uitați de like, share, subscribe cu clopoțel. Contează extraordinar de mult. Ne vedem cu B-roll-ul. Pa! Bye.